V-ați îmbrăcat ca de nuntă și sărbătoare aveți azi. Simplu. Sărbătoare? De fapt, astăzi vreau să aduc felicitări tuturor avocaților din Cahul. Este ziua avocatului. Dar de ce numai avocaților și numai celor din Cahul? Practic, mai mulți m-au apărat din Cahul, dar am și o avocată în Chișinău, Tampei Tatiana. Vreau să spun, Oleg, că vezi că ultimul timp nici nu prea te apelez înainte, chiar când erai și în Moldova, deseori te sunam, știi problemele mele în care îmi merit eu cu inspectoratul de poliție, inclusiv cu șeful inspectoratului, fostul șef inspectorat de poliție, ca cu Berceag Iurie. Și zic că chiar multe lacrimi mi-au șters, adică la figurat, avocații din Cahul. Chiar începând cu doamna Starodubova Viera, care este deja peste 80 de ani și muncește încă, toată stima și respectul, da. Doamna Cheba Cala, Palencu Victoria, cu respectiva doamnă, avem cauza câștigată până la Curtea Supremă de Justiție. Turculeț Mariana, Breșuschi Galina, niște doamne, Gârneț Zinaida, eu chiar menționez aceste doamne care chiar eu să nu le văd prin oraș, ele se salută și chiar mă mai întreabă uneori. Eu sunt mulțumită, enorm profund. Sunt bărbați care, avocați, m-au apărat și la fel niciodată nu m-au respins și nu resping orice solicitare, chiar și în afara cauzelor să întreb. Domnul Botnari Oleg, domnul Gorlenco Oleg, Bojenco Nicolae, este de seamă cu copiii mei, cu unul din copiii mei. Dar cât proces ați avut de pomeniți atâția avocați și avocate? Da, știți dumneavoastră, dar am avut multe procese cu întreg inspectoratul de poliție Cahul, mai ales cu polițistul din sector, de Punicula Artur, care a aplicat forță la persoana mea, care inițial, doar știți dumneavoastră, când mi-a întocmit două procese contravenționale pentru apel fals al organelor de poliție, vă dați seama? Și acum cauza aceasta este întoarsă la rejudecare, a fost rejudecarea în lipsa mea, la judecătoria Cahul și astăzi m-am întâlnit cu instanța și am întrebat chiar când va fi hotărârea motivată, pentru că instanța fusese în izolare, adică COVID. Judecătoarea sau grefiera? Nu, chiar cu însăși cu judecătorul. A, Însăși cu am instanța, zis că... cu judecătorul. Și vă spun, grosul Eugen, încât pe cine nu am mai menționat? Parcă atât. Tampei Tatiana de la Chișinău, Cristian Chiriac de la Chișinău, de la Promolex, Vadim Vieru. Dar știți, mai ales cu Briceag Iurie, cu respectiv cu dobândirea datelor caracter personal și divulgarea. Știți dumneavoastră și ce am avut eu, câte lacrimi am avut eu de vărsat. Ceea ce nu mai văd eu acum la inspectorul de poliție, că acolo este o altă atitudine, sau poate că băieții sunt mai tineri și văd și ei în mine o persoană coaptă în respectarea drepturilor omului. Dar eu am luat multe cunoștințe când am fost la acel seminar de respectarea drepturilor omului 2008, dacă nu greșesc. Am avut un training atunci la Vadul lui Vodă de 6 zile la vara. Un fel Dar pe în de... ce calitate? Era pentru profesori, pentru activiști, că nu erați consilier local atunci. Nu, atunci nu era. Era pentru profesori. Atunci eu am aplicat un formular din ziarul Făclia. Era dată tema și pare mi se am dezvoltat tema printr-un eseu. Cam așa am țin eu minte. Și dacă nu greșesc, atunci prima dată eu am auzit de Teo Cârnaț și numele ăsta era și am memorizat. Și el ne-a citit atunci, ori. Dar mi-a plăcut acele cursuri pentru că mai eram încă o doamnă pedagog, profesoară de clasă primare din sat și am avut așa niște cursuri plăcute, zic, cu masă, cu cafea, cu băi în bazin, ceva distracții. Și am luat școli de literatură, drept că am venit pentru școală atunci.
Și iată, chiar această postare, într-adevăr, de atât am vrut să o fac, că astăzi m-am întâlnit cu câțiva din dumnealor, dar nu i-am mai văzut și n-am încercat chiar să-i sun. Am înțeles că au avut o festivitate la ora 2, prin intermediul deci, postării acestea, le transmit sincere felicitări și urări de sănătate. Munca lor este, știți, și puțin consiliere, puțin psihologie, chiar și uneori, hai să spunem, și pedagogie, uneori, dar vă spun eu, dar câte cazuri am suferit eu în 2017, dacă nu greșesc, când cu medicul, dacă țineți minte, când vă sunam și dumneavoastră, cu medicul de la Cahul, care a făcut el ilegalități grave, pe ce timp mă deplasam eu iarna, strașnic, asta e. Auzeam că azi sau zilele astea au primit licență de avocat și Mihai Poale Lungi, fost judecător la CEDO și fost președinte al Curții Supreme de Justiție. Deci nu cred că n-ați întâlnit și avocați mai de criticat, cum ați întâlnit și polițiști de tot felul, nu? Cum de nu-i pomeniți pe cei cu care nu v-ați înțeles? Stați să vă zic, eu respectiv pe cauzele mele, cinstit vă zic. Ați avut numai apărători de treabă. Numai apărători de treabă. Am doi care nu pot să-l respect pe avocatul care l-a reprezentat, pe șeful inspectoratului de poliție, Cahul Briceag. Și știți să salută cu mine, toate că eu și refuz. Zic, eu un băietan tânăr și zic că ai mâncat de pe lacrimi în milimele. Zic, cum puteai tu atâta să spui? Că, și când îl vedem cu mâinile și elea largi și fluturând, o repulsie am până în ziua de astăzi. Da, salută! Am arătat. El își face datoria și apăra clientul, nu? Nu știu. Și pe mine m-au apărat. Dar nu m-au apărat cu minciună, credeți-mă. Nu m-au apărat cu minciună. Dacă, numai câte lacrimi am vărsat eu când eram acuzată pe faptul că Nicola Artur mi-a întocmit proces, adică proces verbal de două ori, precum că eu am apelat fals organele de poliție. Vă dați seama? Sectoristul, da. Și acum cauza asta, vă zic, este, pare mi se va fi pornit cauza penală. Încercați să vă intimideze, dar de ce atât de mult timp se examinează dacă e proces contravențional? Trebuie să examineze în 3 luni, scrie codul contravențional. Câți ani are de-a? La noi la Cahul sunt puțini judecători și sunt multe dosare, chiar și astăzi spuneau că au multe, multe dosare. Și plus la aceasta, dacă eu vă zic din 2015, când prima dată m-am lovit eu cu injustiția din Moldova, 2016, adică mai pronunțat, eu parcă atunci vedeam o mai bună regulă, adică mai repede se examinau. Dar acum uitați-vă, cu COVID-ul, cu carantină, cu dracu, cu lacu și încă, dacă nu greșesc, o cauză ne-aș pierdut-o. Cine? Din cauza avocatului? Nu. Parmise la prima instanță, nu din cauza avocatului. Parmise eu am depus ceva, o contestație, dacă nu greșesc. Când mi s-a întâmplat avocatul să fac contestația în numele meu cu întârziere, adică să piardă termenul și după aceea am pierdut procesul din cauza lui, de el zicea că nu e grav, că eu o să invoc, că nu eram cu copilul, nu știu ce chestii, nu am mai invocat după aceea, am cerut alt avocat, dar oricum procesul l-am pierdut și am avut doar noroc, s-a examinat mult timp și n-a trebuit să plătesc amenda ce. Dar era o amendă aberantă și trebuia să-l câștig pe fond dosarul celălalt, nu așa cu tergiversare. Și iată mi-a făcut un avocat așa ceva. Nu, eu vă zic, eu nu pot să spun lucrurile astea, nu, absolut, deloc nu le pot spune. Doamna da, Chieba, apelați la avocați de stat sau îi plătiți cu contract? Nu, avocați de stat, n-am avut niciun avocat de stat. Pentru că sunteți pensionar și aveți venituri mici. Da. Plus de la oficiul teritorial de acordare asistenței garantate de stat, la fel, Scripcin cu Andreea, am uitat să menționez că el era, adică făcea serviciile, adică de serviciu, primirile. Și permanent când am mers la consultare, niciodată n-am vă spun, eu sunt mulțumită chiar. Câteodată mă gândesc, zic, nu știu în ce mod să le mulțumesc, într-adevăr, chiar sunt mulțumită. Respectiv, doamna Tatiana Tampiedimu, nu, nici nu m-ai comunicat, astăzi doar i-am transmis un mesaj, zic, vă uitați că eu o să fac felicitarea la Briega.
respectivă. Deci ideea e să aibă oameni încredere în apărători, în avocați, mai ales de stat, dacă sunt oamenii săraci și mare parte dintre justițiarii din Republica Moldova sunt sub nivelul sărăciei, cât acum e? 2400 sau cât e venitul minim în baza căruia poți, adică dacă ești sub acest venit minim, poți cere avocat de stat. Da, 2400 îmi pare că, nu? Pe lună, pe membru de familie, pe cap de membru de familie. Da, deci dacă ai venituri mai mici decât astea, prezintă un certificat de componența familiei. Nu, era de mult timp, peste 2000. Nu știu, eu la mine adică... Oricum n-aveți atâta bani, că aveți pensia de 1000 sau cât ați zis și niciodată n-adunați atâta mai mult pe lună și sunteți singuri în familie. Păi, așa știți, dumneavoastră mă întrebați de ce așa mulți avocați, dar știți și cauza care avem câștigată la Consiliul pentru Asigurarea Egalității și Eliminarea Discriminării, la fel câștigată până la Curtea Supremă de Justiție. Și tot ați apelat la avocați, probabil în fiecare instanță tot e diferit avocat, pentru că e altă localitate, nu? Sau cum? Da. Avocații erau de la Chișinău, dar am avut noroc că doamna Tampiei Tatiana, care era la Cahul, a fost transferată, sau a făcut schimb de viză de reședință. Și la fel am beneficiat de ajutorul ei. Eu mânuță de fetiță, dar vă spun, eu sunt mulțumită, Doamne ferești, niciodată, dar nici un bănuț, dar nici... Era câteodată, era o floare să ofer, nu știu. Da, am auzit de avocați de stat care cereau bani de la clienților. Adică îți plătit și de stat, dar cerea și de la client. Sau pretindea, iată contractul, hai să semnăm. Adică un fel de șantaj idiot de a istorca bani de la niște oameni care cel mai des nu au. Cel puțin mă bucur că am reușit să vă găsesc pe dumneavoastră, să fac această felicitare public și să le mulțumesc încă o dată, pentru că chiar fără ajutorul lor, cu atâta injustiție ce mai este la noi în țară. Da, astăzi vă zic că eu, da, am fost la Cahul și am fost apelată de către curtea, deci de la cancelarea curții de apel. Și îmi spune, da, veți fi astăzi la ședință. Care ședință? Eu și uitasem. Și să vă dați seama, eu am depus un recurs. Uitasem de dânsul că era înainte de pandemie. Și astăzi, iată, m-am prezentat eu la ora 2, fără avocat. Și recursul meu, care l-am depus, eu un recurs nemotivat, plus astăzi ce am declarat eu, a fost admis de 3 judecători și procuror. Putem smirna. Bravo, dar cred că v-a ajutat avocatul după aceea cu recurs motivat, nu? Nu. Eu știam foarte bine, deci nu am putut doar să argumentez însăși articolele. Dar deci însăși fabula, am expus-o foarte corect. Și chiar vă zic eu când am intrat la pronunțare, nu vine a crede că, că este admis. Dar nu am asta hotărârea motivată. Când o să o am, o să fac publică. Eu vă zic, chiar uitasem, că nu mai apelez atât la agenda. Uitasem că... Deci m-au sunat să mă științeze cu un alt motiv și când până la urmă îmi spuneți. Vai, încă nu eram plecată din Cahul și am reținut. Dar nu v-au trimis citații pentru că erați în ședință și ați semnat acolo că o să veniți. Probabil. Posibil citația o fi fost sau cu COVID-ul sau nu țin minte, chiar vă spun. Sau dacă se deschid agenda, poate era și semnat, dar eu n-am deschis agenda. Iată care a fost faza. Acum există agende electronice și ea îți trimite notificare cu câteva ore înainte și pe telefon și pe computer și e-mail și n-ai cum să uiți. Nu am postă electronică, este, dar nu am. Eu am agenda caiet, adică... Aveți agenda electronică, telefoanele, toate Android, toate au setate. Numai trebuie să introduci eventul, adică este așa aplicație. Dar trebuie să-l anunți despre evenimentul tău. Uneori sunt atât de inteligente aplicațiile astea, încât tu primești un e-mail și îți spune că ai, de exemplu, așa, hai să ne întâlnim. Și jos acolo scrie, vrei să fixezi un eveniment, vrei să stabilești un eveniment, adică din conținutul mesajului el deja știe că tu ai avea nevoie de agenda. Asta e cu dublu sens. Poate fi foarte ciudat că ei citesc corespondența, dar e un robot care citește cuvinte cheie și a înțeles că e ceva despre întâlnire. Dar e și util, că
ușurează viața. Ai apăsat un click, s-a stabilit eveniment și tu cu câteva ceasuri înainte de evenimentul ăsta ești anunțat și pe telefon și pe computer și nu uiți. Nu știu eu încă multe o leg în telefon, nu știu multe încă. O să învățăm. Am o simplă agendă din 2018 și scriu și până în treza. Și astăzi în treza scriu. Clar, bine, eu... că n-aveți foarte multe evenimente, da. Ei, prea multe nu. Adică, dar în fine, chiar și în sat ce avem și la Consiliu ce le avem, tot le semnez, că e bine să le semnez, chiar e bine. Să le notez, adică să ai în vedere că peste o săptămână, peste o lună, ședințe, da. Comisii, ședințe, da. Bine. Mulțumesc și chiar m-aș bucura mult să ajungă felicitarea mea la toți avocații, inclusiv și de la angajații Oficiului Teritorial, care le mulțumesc mult. Le mulțumesc că doar cu ajutorul lor, într-adevăr, acum mai pot zâmbi după câte lacrimi am pierdut eu. Deci putem spune că din bugetul public, banii care se duc pe agenția aceea de ajutor garantat de stat, pe onorarele avocaților, contribuie la stabilirea dreptății a justiției unor cetățeni cu salariu minim, cu nevoie de ajutorul statului. Deci, unii bani se duc bine, nu se deturnați, nu se furați. Încă mai există justiție în Moldova și putem să vorbim iată cu ocazia asta despre așa ceva. Și v-aș spune că nu e așa de mult, că eu chiar îi vedeam pe dânsi cu cât efort depuneau și cum. Păi zic, avocații care, doamna Reșuschi, doamna Gârneț, doamna Palencu, cu atâta minuțitate, cu atâta minuțiozitate și cu atâta, eu cum mai vă spun, deseori mă uitam la dânsele, lacrimile curgeau involuntar. Sperăm să aibă și alții noroc de avocați de treabă despre care să vorbească de bine cu ocazia zilelor profesionale. Să sperăm și vă mulțumesc dumneavoastră că...